Prețul rovinetei se va modifica pentru anumite categorii de vehicule, potrivit unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Transporturilor. Prețul rovinetei va crește semnificativ pentru anumite vehicule de transport de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în timp ce pentru altele va scădea, după cum reiese dintr-un proiect de ordonanță pentru modificarea OG numărul 15/2002, care a fost lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor. În cazul vehiculelor de transport de marfă care au masă totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, rovineta va fi mai scumpă. Mai exact, tariful pentru o zi va fi de 11 euro față de 4 euro cât este în prezent, cel pentru 7 zile 27 de euro față de 20, cel pentru 30 de zile 55 de euro față de 52, cel pentru 90 de zile 155 de euro față de 120 și cel pentru 12 luni 550 de euro față de 320. Pentru vehiculele de transport de marfă cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 și 12 tone, exceptând rovineta pentru o zi, care va fi de 11 euro în loc de 7 și cea pentru 12 luni, care va fi de 635 de euro în loc de 560, autoritățile vor face reduceri după cum urmează. Pentru 7 zile 31 de euro față de 35 cât este în prezent, pentru 30 de zile 63 de euro față de 91, pentru 90 de zile 180 de euro față de 210. În privința vehiculelor de transport masă mai mare sau egală cu 12 tone, cu 3 axe, singura creștere va fi a rovinietei pentru o zi, care va ajunge la 11 euro în loc de 9 euro. În rest, pentru rovineta de 7 zile, prețul scade la 36 de euro față de 45, cea pentru 30 de zile ajunge la 72 de euro de la 117 cât este în prezent, rovineta pentru 3 luni scade la 205 euro față de 270, iar pentru un an tariful va fi în continuare de 720 de euro. În cazul vehiculelor de transport cu masă de peste 12 tone cu minimum 4 axe, tariful pentru o zi și cel pentru 12 luni vor rămâne aceleași, adică 11 respectiv 1210 euro, în timp ce rovineta de 7 zile va costa 60 de euro față de 55, iar cele pentru 30 și 90 de zile vor costa 121 de euro față de 143, respectiv 350 de euro față de 374 de euro. Noile tarife ar urma să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ordonanței în Monitorul Oficial, iar tarifele de utilizare achitate anterior intrării în vigoare a noii grile își mențin valabilitatea, se menționează în proiectul de act normativ.